dragii mei, bine v-am regăsit la un nou eveniment ardelean. Ne aflăm în județul Mureș, comuna Hodac, localitatea Toaca, acolo unde urmează să înceapă tradiționalul obicei, udatul nevestelor. Un obicei în care toate femeile care s-au măritat de anul trecut de la Rusalii până astăzi, în a doua zi de Rusalii, iată, vor fi duse de către soților pentru a fi udate. Acest eveniment presupune și un program artistic special în care astăzi îi vom asculta pe artiști de renume, de nivel național, dar și local, care vor cânta din suflet pentru toți cei care sunt prezenți astăzi aici la Toaca. Nu-mi rămâne decât să vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, alături de Ardeal TV, dar alături și de tocari, pentru a vedea cum s-a desfășurat udatul nevestelor la Toaca în a doua zi de Rusalii. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur din suflet să fiu alături de dumneavoastră într-o zi de sărbătoare, un moment atât de frumos în care suntem împreună cu o vreme minunată alături de oameni dragi. Numele meu este Anca Branea și pe parcursul zilei de astăzi am să încerc să fiu o gazdă primitoare, să rămâneți cu sufletele deschise aici alături de noi până la finalul evenimentului. Iată-ne așadar astăzi aici. Asociația Culturală Toaca Văii Gurghiului are bucuria de a vă spune bun venit la tradiționalul obicei al udatului nevestelor, un obicei unic în țara noastră, al cărui debut se pierde în negura timpului. Scopul acestui eveniment anual este acela de a crea un precedent în comunitatea localnicilor care vor să ducă tradiția mai departe. Acest obiectiv esențial se poate realiza doar conștientizând fiecare dintre noi că numai împreună putem contribui la conservarea culturii și entității noastre naționale. Iar pentru acest lucru este nevoia de prezența dumneavoastră alături de noi. Iar pentru faptul că astăzi ne sunteți aproape, vă mulțumim. Așadar, Asociația Culturală Toaca Văii Gurghiului, împreună cu autoritățile locale și cu partenerii Primăria Comunei Hodac și Consiliul Local al Comunei Hodac, vă spun bun venit și vă mulțumesc pentru prezență. Și pentru că nimic în lumea aceasta nu se poate întâmpla fără voia și binecuvântarea Domnului, am plăcerea și bucuria de a-l invita alături de mine pe domnul preot paroh Aurelian Tocheș. Și de asemenea, îl invit alături de mine și pe domnul Iuliu Praja, director-manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Am să-i dau cuvântul preotului paroh Aurelian Tocheș. Mulțumim! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăle nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează pe robii Tăi și acest eveniment, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îmi revine mie primul cuvânt, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu și felicitând organizatorii acestui eveniment frumos, de o tradiție minunată, organizatorii Asociației din Toaca, Consiliul Local al Comunei Hodac, și spunem bun venit tuturor invitaților de seamă care sunt astăzi aici în satul nostru. Și nădăjduim cu speranța, cu nădejdea în puterea lui Dumnezeu, ca acest eveniment frumos să aibă de acum ani mulți și să meargă înainte, să dăinuiască, să fie cu folos în această locație și în acest sat Toaca. Felicităm pe toată lumea și ne bucurăm pentru acest lucru, căci iată, după 2 ani de pandemie în care nu s-a organizat nimic, iată, încet, încet, le punem din nou pe roate aceste lucrări.
Felicităm tinerii care sunt îmbrăcați în costum popular, felicităm și binecuvântăm fetele, nevestele care, iată, acesta este și scopul festivalului de astăzi, udatul nevestelor la noi, la Toaca. Să fie binecuvântate de Dumnezeu, să fie sănătoase alături de cei dragi ai lor. O zi binecuvântată, cu pace, cu sănătate și multe împliniri. Vă mulțumim! Mulțumim tare mult, părinte, să vă audă Dumnezeu. Am să dau cuvântul domnului manager Iuliu Praja, pentru că realizările tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment și a celor care vor păși aici, pe această scenă, în fața dumneavoastră, trebuie lăudate și trebuie îngrijite așa cum se cuvine. Domnule manager. Vă mulțumesc. Distinse doamne și domnișoare, vă spun sărut mâinile. Respectabil domn, vă spun bună ziua. Cu alte cuvinte, oameni buni, bine v-am găsit. Așa cum bine a spus Anca Branea, misiunea Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică este aceea de a fi alături de toți cei care duc mai departe tradițiile și obiceiurile. Cum foarte bine a spus preacucernicul părinte, că astăzi, în această sfântă zi de sărbătoare, iată, ne bucurăm de tradiția, de obiceiul denumit udatul nevestelor, care știm bine că este respectat în popor pentru faptul că aduce armonie în familie, fertilitate chiar și așa mai departe. Veți vedea cu toții astăzi, vom dezvolta acest obicei. Felicit încă o dată și eu organizatorii pentru această inițiativă. O felicit pe doamna Lucia Hărșan și ansamblul folcloric Toaca din Valea Gurghiului și pentru că, după cum bine vedeți, n-am început nicio lucrare a noastră fără bunul Dumnezeu. Vreau să vă spun doar atât, oameni buni, că respectul tuturor al nostru, al celor din județ și al țării se îndreaptă către dumneavoastră, deoarece știm bine că întotdeauna, de mulți ani de zile încoace, când poporul român a fost greu încercat, au fost cel puțin trei elemente care ne-au ținut împreună. Primul, iată, a fost credința. Cel de-al doilea a fost limba noastră română care ne-a ținut împreună. Și foarte frumos a spus Grigore Vieru, îl parafrazez pe scurt, spunea: în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ și doar în limba ta durerea ți-o poți frânge și bucuria ți-o poți transforma în cânt, așa cum se va întâmpla astăzi, cântec și voie bună și obiceiuri. Și spuneam că sunt trei elemente: credința, limba și tradițiile, exact tradiții care se vor vedea astăzi. Și pentru că Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică nu lasă să treacă valorile folclorului românesc, dați-mi voia să o invit pe colega mea, Anca Năznan, pentru a înmâna două diplome unor oameni deosebiți care sunt astăzi aici. Și le invit mai întâi, pentru că doamnele sunt primele, o invit pe doamna Leontina Pop, căreia îi înmânăm o diplomă pentru întreaga activitate depusă până acum, pentru că noi dorim mulți ani înainte, fiindcă are multă energie și zâmbetul pe buze întotdeauna. Spuneam, pentru întreaga activitate depusă până acum în slujba cântecului popular și în păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești de pe Valea Gurghiului. Doamnei Leontina Pop! Mulțumesc din suflet! Vă sărut mâna! Mulțumesc. Și de asemenea doresc să-l invit pe domnul director Teodor Țogorean, căruia îi oferim de asemenea o diplomă pentru întreaga activitate depusă în slujba cântecului popular, a cercetării, contribuind la promovarea tradițiilor autentice strămoșești din Câmpia Mureșană. Doamne ajută și mulțumesc! Doamne ajută! Vă mulțumim că existați și vă așteptăm cu nerăbdare să începeți spectacolul. Vă mulțumesc, oameni buni, pe parcursul acestei zile ne vom revedea. Îi dau cuvântul prezentatoarei, Anca Branea. Vă mulțumim, mulțumim frumos pentru prezență. Dragii mei, dați-mi voie să vă anunț în continuare, așa cum se cuvine, faptul că un astfel de eveniment n-ar fi putut să aibă loc fără ajutorul unor oameni inimoși care au înțeles că
contribuind cu sume de bani sau pur și simplu cu propria implicare, lucrurile vor fi așa cum vă doriți dumneavoastră să fie. Așadar, mulțumim din suflet sponsorilor Sece Tiberiu Glass SRL, Dani Group Expedition și Saniplast. De asemenea, știu că foarte mulți dintre dumneavoastră de aici, localnici, v-ați implicat din punct de vedere financiar și ca ajutor propriu-zis în realizarea a ceea ce se va întâmpla aici pe scenă. Mulțumiri din suflet tuturor, iar partenerii media care ne sunt alături întotdeauna, fiindcă cei care nu ajung aici lângă noi au nevoie să vadă la televizor tot ceea ce se întâmplă și ar fi păcat să nu existe un ecou în acest sens. Mulțumim partenerilor media Ardeal TV, TV AS și TVR Târgu Mureș. Acestea fiind spuse, emoțiile sunt mari pentru toată lumea, dar cei care vor sparge gheața emoțiilor astăzi sunt membrii ansamblului artistic profesionist Mureșul, pe care îi invităm alături de noi. Și până ce dumnealor se vor așeza și sunt pregătiți pentru a da startul, îi spunem cu ghilimele, petrecerii, dar cred că este o petrecere sufletească pentru dumneavoastră și pentru noi de altfel, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre ansamblul artistic profesionist Mureșul, care a fost înființat în anul 1956, cu menirea de a pune în valoare cultura populară tradițională, portul, obiceiurile, cântecele și jocurile populare aparținătoare zonei și specifice celor ce locuiesc în această zonă sud-estică a Transilvaniei, români, maghiari, sași, romi și alte etnii. Din anul 1990, ansamblul artistic profesionist Mureșul ființează cu două secții, secția română și respectiv secția maghiară. Fiecare dintre acestea având compartimente artistice separate, orchestră, corp de balet, soliști, personal tehnic, tot ce este necesar în realizarea evenimentelor. În același timp, ca instituție profesionistă de spectacole, are obligativitatea de a cuprinde în repertoriul său și alte zone etnofolclorice ale României. Aceasta face ca pe lângă zonele noastre, în repertoriul ansamblului să se regăsească jocuri și cântece din Bistrița, Maramureș, Bihor, Banat, Muntenia, Oltenia și practic mai toate zonele țării noastre. Cei care se ocupă de ansamblul artistic profesionist Mureșul sunt domnul manager, director Borobași Otilo Ciobo, director adjunct Țovorean Teodor, iar corpul de balet al ansamblului este instruit de coregraful Florin Cereghedi. Nu în ultimul rând, aplauze pentru maestrul dirijor Zoli Bambo, aici alături de colegii din orchestră. Și ca să nu vă mai ținem de vorbă mult, vă spun că primul moment al ansamblului artistic profesionist Mureșul este alcătuit din jocuri feciorești din Transilvania, după cum vedeți, ficiori faini și mândri, și fecioreasca fetelor de la Crihalma. Așadar, ansamblul artistic profesionist Mureșul. Thank you.
Thank you.
Mulțumim frumos, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, pentru dumneavoastră. În cadrul acestui minunat ansamblu sunt și soliști iubiți de dumneavoastră. Iar în momentele ce urmează, o familie minunată, oameni cu voci frumoase și cu suflete minunate, vor veni să vă încânte. Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean reprezintă zona Câmpiei și vin cu drag în fața dumneavoastră să vă aducă cântecele lor. Așadar, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean, o familie minunată! Să vă cânt
mulțumim frumos! Se jele când auzi vorile mele, maica mea. Spune, maică, nu-ți jele când auzi vorile mele, maica mea. Spune, maică, dumneata nu începe ală crema când auzi cântarea mea, măicuța mea. Măicuță șoftează, ochii tăi nu lăcrimează, maica mea. Spune, măicuță șoftează, ochii tăi nu lăcrimează, maica mea. Spune, măiculița mea, nu ce doare inima când descând cântarea ta, măicuța mea. Măicuță, orile mele, ce m-aș face fără ele, maica mea? Măicuță, orile mele, ce m-aș face fără ele, maica mea? Măicuță, cântarea ta mult mă însoțesc cu ea și mângâie inima, măicuța mea. Măicuță, cântecul tău mult mă ferește de rău, că-i dar de la Dumnezeu, măicuța mea. Mulțumim frumos, oameni buni și de omenie! Să mă înveți de cu putință ce pot zice, ce pot face, lumea să mă lasă în pace. Satul întreg ne poartă-n gură că ne întâlnim în șură, de ne-am duce ori și unde nu ne mai putem ascunde. Când vii bade neșezătoare, gura lumii și mai mare, cui nu-i place, nu ne asculte, cui ciudă nu se uite. Mamă, visat că ți-s nevastă, n-avem casă, dar ne-o-mi pace și-o-mi trăi pe cum ne place. Dumnezeu ne-a dat putere, mila nimănui nu-mi cere. Vă mulțumim foarte frumos, oameni buni, să fiți sănătoși și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine. Doamne ajută! Vă mulțumim frumos, vă înmânez eu așa, 3 diplome pentru fiecare dintre dumneavoastră. Unde ești, Teodora? Să nu stau cu spatele la tine, așa. Doamnele, mai întâi.
V-am spus că sunt o familie minunată, merită toate aplauzele dumneavoastră. Mulțumim din suflet! În momentele ce urmează, din Câmpia Transilvană, ajungem pe Valea Someșului. De acolo vine următoarea interpretă, membra ansamblului artistic profesionist Mureșul, care și-a dedicat întreaga viață cântecului popular. Pentru dumneavoastră, de pe Valea Someșului, vine Dorina Grad. Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit! Că m-ai făcut doritoare, da, 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 da. Fiu-ai maică iertătoare, că m-ai făcut doritoare, da, 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 da. De cumva m-oi străină, măi, să mai zic că te unam, da, da, da. Da mai amari străinul, da, 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 da. Amarui domne pe linu, da mai amari străinul, da, 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 da. Pe linu face să mânță, străinul n-are credință, da, da, da. De cuc, n-am ni la unde mă duc, mă, da, 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 da. Străină scump de cuc, n-am ni la unde mă duc, mă, da, 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 da. Străină ca și o pasăre, n-am ni la unde mere, da, da, da. Străină ca și o pasăre, n-am ni la unde mere, da, da, da. Vă mulțumesc. Spuțu-mi-ai bătiță în sat, mă, da, 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 da. Să mă las eu de cântat, mă, da, da, da. De cântat nu mă lăsa, mai bine nu mă-i mărita, mai bine nu mă-i mărita, mă, da, 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 da. Mărita tu-i numă odată, da, 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 da. Și trăiește supărată, da, da, da. Mărita tu nu-i ușor, și trăiești numai cu dor, și trăiești numai cu dor, da, 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 da. Lasă-mă de cum vedem, da, 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 da. La care rău ne părem, da, da, da. Mie tu m-am sărutat, orice e că m-ai lăsat, orice e că m-ai lăsat, mă, da, 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 da. Mie tu m-am sărutat, orice e că m-ai lăsat, orice e că m-ai lăsat, măi! Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă vă doresc în continuare, Doamne ajută! Mulțumim din suflet, doamna Dorina Grad, o diplomă și pentru dumneavoastră. Mulțumiri! Și un buchet de flori, așa se cade la doamne. Dragii mei, în momentele ce urmează, ajungem de pe Valea Someșului, tocmai în Beica, de unde vine, așa cum îmi place întotdeauna să o prezint, acest bulgăre de energie, de voie bună, de zâmbete și de energie pozitivă. Pentru dumneavoastră vine cu zâmbetul pe buze, ca întotdeauna, Maria Neag. A, la, 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 când îi joc duminica. Hai, dragomii, să mă-nvârtesc cu badea care-l iubesc, măi. Ai, la, la, la,
la 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 la. La 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 la, ce tirașul vine zice. A la 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 la, fetile gura eu mânce. Ai nevestele buzele, că fai zici cu strunile măi. Ai la 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 la, la 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 la, la 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 la. Eu și iară iubă. La 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 la, șetiera șetirata. A la 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 la, rău mă tem că s-a stricat. Hei, s-a stricat de capul tău, că nu zici pe placul meu măi. Ai la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, zi și te rași mai cu foc. A la 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 la, ca să mă satur de joc. Ai după șoi îmbătrâni, nu mai mai putem vârti mai. Ai la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dar când noi mai putem juca, nu mai sta și noi uita mai. Ai la 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 la, e la 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 la. Să duc anii, dar nu-mi pasă, tinereța nu mă lasă. Să duc anii, dar nu-mi pasă, tinereța nu mă lasă. Loc în suflet tot mai are, chiar de viața-i trecătoare. Loc în suflet tot mai are, chiar de viața-i trecătoare. Cum pot viața să opresc, măi? Stau în loc și mă gândesc cum pot viața să opresc, măi? Să mă lase tot așa, că am umii vremea mea, măi. Să mă lase tot așa, că am umii vremea mea, măi. Ui, 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 ui. Să fac ce-mi place, că viața n-o pot întoarce. Îi vremea să fac ce-mi place, că viața n-o pot întoarce. Să-i dau inimii ce-mi cere, cât mai am încă putere. Să-i dau inimii ce-mi cere, cât mai am încă putere. Și cât e un pic din toate. Mi-ai dat, Doamne, sănătate. Și cât e un pic din toate. Da, amu, te rog așa, ani buni nu-mi lua, măi. Da, amu, te rog așa, ani buni nu-mi lua, măi. Mi-ai dat, Doamne, sănătate. Și cât e un pic din toate. Da, amu, te rog așa, anii buni nu-mi lua, mă. Vă
mulțumesc, dragii mei! Doamne ajută și numai bine tuturor! Mulțumesc! Mulțumim frumos, Maria! Avem o diplomă și pentru tine, dar nu am aici la îndemână. În schimb, florile sunt lângă mine. De la așa un ficior, fain să te primești flori. Mulțumesc! Du-te, numai du-te, că apoi vin și te pup încă o dată și eu. Dragii mei, mergem mai departe. De la o Mărie, mergem la o altă Mărie. De data aceasta, din Beica, ajungem iar pe câmpie, în satul Băla. O voce minunată, un om cu o voce caldă, cu multă, multă iubire pentru cântecul popular. Face parte dintr-o familie populară. Ambele fete sunt dansatoare, cântărețe, iubitoare de dans popular și de tradiții. Un soț aici prezent în ansamblul artistic Mureșu. Deci, o familie de muzicieni și de artiști. Pentru dumneavoastră, în momentele ce urmează, Maria Sântean Faghiura. Bine v-a regăsit, oameni buni și frumoși! De-ar fi lumea numai zi, la-la-la, la-la-la, nimeni n-ar păcătui, la-la-la, la-la-la, dar lumea-i jumătate, n-au pe dor și iară dor, ca să-mi păcate de mor, pe dor și iară dor. Lumea-i jumătate, noapte, dor și iară dor, ca să-mi păcate de mor, pe dor și iară dor. Păi chiar și lumea numață, păi nimeni n-ar păcătui. Ai numai, numai așa. Lumea s-a schimbat în toate, la-la-la, la-la-la, dar dragoste nu se poate, la-la-la, la-la-la, că dragostea-i pe veci, dor și iară dor, cu e viața îți petrești, dor și iară dor. Dragostea așa-i pe veci, dor și iară dor, cu e viața îți petrești, dor și iară dor. Păi lumea s-a schimbat în toate, păi dar dragoste nu se poate. Ai numai, numai așa. Zisu-mi o frunza de fag, la-la-la, la-la-la, să iubesc tot ce-mi-e drag, la-la-la, la-la-la. Și mi-o zis frunza din vie, dor și iară dor, să iubesc ce-mi place mie, dor și iară dor. Și mi-o zis frunza din vie, dor și iară dor, să iubesc ce-mi place mie, dor și iară dor. Îi zis un-o frunza de fac, să iubesc de ce-mi-e drag. Hai numai, numai așa. Ușurică-i dragostea, la-la-la, la-la-la, ca frunza și ca iarba, la-la-la, la-la-la, ca panadier rândunea, dor și iară dor, pentru cine-o știi purta, dor și iară dor. Ca și nu crede-n dragoste, dor și iară dor, să n-aibă parte de el, dor și iară dor. Vă doresc și dumneavoastră multă, multă dragoste, multă iubire. Și acum să cânt un pic și pentru Ion de la Toca și pentru Maria lui, bineînțeles. Poate vântul pe răzore, Ioane, inima mă tore, că n-ai mai venit la mine și mi-i gândut la tine. Poate vântul pe răzore, Ioane, inima mă tore, că n-ai mai venit la mine și mi-i gândut la tine. Nu știu de te-ai supărat, oricând ele te-au mușcat, Ioane, Ioane, drag. Vinogradă pe subjie, am găsit o pălărie, Ioane, Ioane, drag.
Nu știu de ce-ai supărat, oricândile te-o mușcat, Ioane, Ioane, drag. În o gradă pe subjie, am găsit o pălărie, Ioane, Ioane, drag. Și n-a mecea înaltă, te-o pândidi după portă. O ieșit să te oprească și de rău să mă vorbească. Orife și n-a mecea înaltă, te-o pândidi după portă. O ieșit să te oprească și de rău să mă vorbească. Șomiță că după tine vine altul, vin la mine, Ioane, Ioane, drag. Dar tu știi, Ioane, bine că mi-i gândut la tine, Ioane, Ioane, drag. Șomiță că după tine vine altul, vin la mine, Ioane, Ioane, drag. Dar tu știi, Ioane, bine că mi-i gândut la tine, Ioane, Ioane, drag. Vorbile, n-asculta minșunile, măi. Că veșina melenuță tot vrea să ție drăguță. Lasă, Ioane, vorbile, n-asculta minșunile, măi. Că veșina melenuță tot vrea să ție drăguță. Dar lasă eu mai stă gândul, că de mult eu sărit rândul, Ioane, Ioane, drag. Că eu n-am pe altul lume și nu te-ai lăsat la nimeni, Ioane, Ioane, drag. Dă și vorba zici așa, e om și cu Maria, Ioane, Ioane, drag. Ca Ioane la Maria, că la mință pălăria, Ioane, Ioane, drag. Și vorba să-și așa Ion și cu Maria. Hai Ioane la Maria. Hai că la miță pălăria. Om și așa, hai. Vă mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc pentru aplauze. Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare. Am fost destul de mulți ani aici la Toaca. Îmi place foarte, foarte mult această sărbătoare minunată a dumneavoastră, odată nevestelor, am fost și eu odată un pic și mi-a mers bine. Și acum permiteți-mi să invit în fața dumneavoastră o doamnă deosebită, un om minunat, un om extrem de talentat și de frumos. Este profesor de canto popular, este mamă a doi copii frumoși, și este o foarte bună prezentatoare, cea care v-a vorbit până acum. Vine să vă cânte cu mare, mare drag, în aplauzele dumneavoastră, Anca Branea! Mulțumesc frumos, Maria! Uite, n-am venit cu mâna goală, să știi! Mulțumesc din suflet! Șapte zile, șapte zile, săptămâna, da umblu cu dorul de mână, dorule. Că-s departe, că-s departe de-a meu neam, păi și niștignă în suflet n-am, măi omule. Ai de când slugă la altul, hai, la, 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 nu-mi văd casa, nu-mi văd satul, omule. Văd pruncii când se culcă, dorule, dar nici la masă când mănâncă, omule. Și n-am cum, da, și n-am cum, e Alina, dacă îi dore ceva, măi, omule.
că-i prin străin mă tătrudesc. Ai, la, 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 copilașe, să-mi cresc, măi omule. Să vă da, har să vă focu de bani, mi-ați mâncat din viață ani, măi omule. N-am avut somn nici hodină, dorule, păi nu mă dor greu la inimă, omule. Păi prin străin mă tătrudesc, ai, la, 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 copilașe să-mi cresc, măi omule. Păi nu-mi văd pruncii când se culcă, omule, dar nici la masă când mănâncă, dorule. Și n-am cum, dar și n-am cum, e Alina, dacă îi dore ceva, măi, omule. Păi rău mă dore sufletul, ai, la, 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 din ulei aud glasul, măi, omule. Doamne, da, dă-mi, Doamne, zile mai bune, să rămân acasă la mine, omule. Cu a mei dragi, da, cu a mei dragi să mă întâlnesc, să cânt, să mă veselesc, măi, omule. Dacă niciunde nu-i mai bine, hai, la, 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 cum îi ia acasă la tine, omule. Păi nu poți cumpăra cu banii, hai, la, 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 sănătatea pruncii anii, omule. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc frumos. Hai, 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 hai. Hai da lume, păi eu i-am zis la lume așa, lume dragă să nu porte grija mea. Dar ea numai suflet n-are, lume dragă, și eu dor și supărare. Păi da, lume, știi bine că eu nu-s ca tine, că eu, lume, nu-s ca tine. Păi că am suflet mare, dor și supărare, dar nu-l zic la orice care. Hai, da! Uite ce copii frumoși avem aici! Păi tot așa i-am zis lumii, lume dragă, că mie bine mi-ar fi. E nu s-ar lega de mine, lume dragă, aș trăi cu drag și bine. Păi da, lume, știi bine că eu nu-s ca tine, că eu, lume, nu-s ca tine. Păi că am suflet mare, dor și supărare, dar nu zic la orice care. Poate că-l mai zic așa, din când în când. Păi nu știu, lume, ce-am făcut, lume dragă, da, eu nu te mai ascult. Nu mă judecă pe mine, lume dragă, omul cu păcat e în lume. Păi da, lume, știi bine că eu nu-s ca tine, că eu, lume, nu-s ca tine. Păi că am suflet mare, dor și supărare, dar nu zic la orice care. Hai da, lume, hai, hai, hai. Și cu Dumnezeu înainte. Păi că și eu îmi duc crucea, lume dragă, cum Dumnezeu m-a ajutat.
și de-o-i face numai bine, numai bine, Dumnezeu a fi cu mine. Păi da, lumești bine, că eu nu-s ca tine, că eu lume nu-s ca tine. Păi că am suflet mare, dor și supărare, dar nu-mi zic la oricare. Hai până să ajung la bine, rău uită-t la mine, rău uită-mi-e tot la mine. Păi da, nu-i dau crezare, că am suflet mare, când e cu mie alinare. Mulțumesc din suflet! Nu-i niciun bai că se mai întâmplă să se și oprească curentul, noi cântăm oricum, să pot ieși fără microfon. Să aud un pic mai greu, dar merge și așa. Mulțumesc din suflet! Felicitări copilașilor, sunteți minunați! Nu vreau să vă țin de vorbă mult, că mai urmează să vină un coleg de-al meu aici, lângă dumneavoastră. E un om tare fain, care e prezentator, realizator de emisiuni TV. Un om minunat, care vine de pe Mureșul Superior, de undeva de prin Sărmaș, de acolo. Și are o melodie care zice, cine îl strigă pe Ion? Nu-mi permit să-l strig, că o să zică lumea că am ceva cu el. Dar o să-i zic, mă, Ioan Cristian Țăran, hai lângă noi să ne cânți. Și-a venit. Da. Mulțumesc, Anca, bine v-am găsit. Așa, măi, și special pentru toți pădurarii, vânătorii. De-aș și pădurar mai vere în o vară, ne-aș lua mândruțele mele într-o sară, le-aș duce lângă izvor într-o pădure și le-aș învăța la dor sub rug de mure. Astăzi un neam neata cât mă ține, până-s tinerel pe lume și-o duc bine. Păi verde-i frunză de ștejar, mă, ei ha, fă-mă, Doamne, pădurar, mă, să măi. Ne-aș face casă de braț și pa de fag, măi, să mă aștepte sara-n prag cine-ni drag, măi. Aș trăi zile frumoase fără bani, măi, că pădurea nu mă spune la dușmanii zău. Și-apoi zi lume și vrea că gură ai, mă, eu duc viața fără grijă ca și-n rai, mă. Păi numai pila umbră stă, mă, ei ha, mândrile m-o sărută, mă. Cântă cucu în pădure tătă vara, pușca mea stătă încărcată numai sara. Ia umbra mistrețului pe scurtătură, că priore fac cu o ciuntăietură. Ia familă și le cruscă-s tinerele, noaptea e albărai cu flori sub cer cu stele. Păi fă-mă, Doamne, pădurar, mă, ei ha, să-mi fac viața cum o-i vrea sără de sară. Păi azi o mândră mânea ta cât mi-i bine, asta da, Doamne, viață pentru mine. Ei, cum zice vorba, pastărea mă lai visează, așa zic și eu, domnul Chirteș, cu cântarea asta și merg mai departe. Și special pentru cei care au plecat de acasă, de aici și s-au întors, următoarea cântare. Întoarnă-te vreme rotă, să mai știu copcil odată. Du-mă, Doamne, și mă lasă lângă nucul de acasă, lângă nucul de acasă. Satul meu oriunde-aș mere, e
inima latin să cere. Oriunde-aș umbla prin lume, îți duc doar cât o pădure netăiată de săcure. Pe ulița satului mere ca rugându-lui, mă duce la măicuța să-i sărut mânuța, măi, și să-i sărut gurița, măi. Du-mă, Doamne, și mă lasă unde dorul-și face casă, unde-a mea copilărie s-o dus ca frunza de vie și-o trecut n-o să mai știe. Unde-a mea copilărie s-o dus ca frunza de vie și-o trecut n-o să mai știe. Ei, așa-i, ce-o trecut n-o să mai fie. Și următoarea cântare pentru toți cei care poartă numele de Ion. Ei, șo, măi! Și mulțumim dansatorilor. Cine-l strigă, cine-l ceamă pe Ion, că Ion de seamă? Cine-l strigă, cine-l ceamă pe Ion, că Ion de seamă? Câte două prin neveste și câte o șurdă de fete. Câte două prin neveste și câte o șurdă de fete. Hei să strig la el că la moră, ele prostește că sunt soră. Și-o, măi! Zice Ion încet în gând, vă mărit eu rând pe rând, măi. Zice Ion încet în gând, vă mărit eu rând pe rând, măi. Hai dați de și pe alesă, ca păi vă fac eu miresă. Hai dați de și pe alesă, ca păi vă fac eu miresă. Hei, vă fac rocie și coș, hei, căstion și știu ce poș. Zice eu mergând pe-n grâu, dișe oare să mă țiu, măi. Zice eu mergând pe-n grâu, dișe oare să mă țiu, măi. De nume ori de iubit, nelestile ori nebunit, măi. De nume ori de iubit, nevestile ori nebunit, măi. Ei, și astea s-o trus de-a turmă, hei, bărbații, op ce du turmă, șo, măi! Ios, Ion și n-am alt nume și încă s-o scris de mine. Ios, Ion și n-am alt nume și încă s-o scris de mine. Nu-s ca ăla și-o fost sfânt și nici nu-i avea de gând, măi. Nu-s ca ăla și-o fost sfânt și nici nu-i avea de gând, măi. Hei, ce de mă păleșăcic, hei, cu numele mă ridic. Hei, unde-n brasă strâng și țuc, eu nu vin și eu mă duc, măi, așa, măi. Mulțumesc frumos! Da, Anca, să știi că eu am legătura, mulțumesc frumos, hai aproape aici. Dacă n-ai fost la plajă, uite, astăzi ai ocazia să te bronzezi frumos aici, alături de aceste doamne și domn frumoși, la cea de-a câtea ediție?
n-am multă ediție. Mulțumesc frumos! Așa că m-ai salvat, facem schimb de microfon. Mulțumesc și eu! Te-am răsplătit și pe tine cu o diplomă și în momentele ce urmează, dragii mei, vine o invitată cu totul și cu totul specială de aici, de la dumneavoastră, de acasă. Un om care și-a dedicat întreaga viață cântecului popular, publicului, obiceiurilor, tradițiilor. Este plină de energie, este un tezaur viu, aș putea să spun, pentru că am văzut-o întotdeauna extrem de implicată în tot ceea ce înseamnă tradiție. Pentru dumneavoastră, Leontina Pop. Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragii mei consăcăteni! Dragii mei consăteni, bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi, tradiția și credința să nu o lăsăm să moară, asta ne reprezintă pe noi! Dorul de sat și părinți, de părinți, te poartă prin băi și munți. Dorul face cale-ntoarsă, să me lai tăi pe acasă, că te dor inima iarăsă, că te așteaptă o mamă-n pragă, măi, care te-o lacrima și dorul greu mă-ntoarce în satul meu. Că e zi de sărbătoare, a doua zi de rosale, la pod lângă apa mare. Udat-o nevestă lor, măi, jocului, jocului bătrânei satului. Ni se rupe inima cât de fain știu a juca de-a lungul și bătută. Bagă Ione mă face loc, măi, să mă strâmpă și la joc, măi, dacă o să fiu iar odată, n-o pasă de polec, o să-mi placă. Omule bun, să nu uiți, măi, de zap și ai tăi părinți, măi, că să-mi bătrân. Thank you.
pe valea Gurgheului, la 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 la, la podul Dacului, la 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 la, pe valea Gurgheului, la 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 la, la podul Dacului, la 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 la. Păi e luna cireșelor, udatul nevestelor, la 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 la. Păi neveste mândrugătate, la 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 la, s-adună din șapte sate, la 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 la. Păi neveste mândrugătate, la la la, s-adună din șapte sate, la 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 la. Păi fete mândre și plăcăi, s-adună din șapte voi, la 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 la. Aplauze, vă rog frumos, pentru jucăușii noștri! Păi joacă fata cu-n fișor, la 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 la, învârtită pe-un pișor, la 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 la. Păi joacă fata cu-n fișor, la 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 la, învârtită pe-un pișor, la 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 la. Păi joacă fișorii cu fete, însurați cu nevestă, la 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 la. Zi-mă! Așa-i obicei un sat, la 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 la, din strămoș noi l-am păstrat, la 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 la. Că așa-i obicei un sat, la 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 la, din strămoș noi l-am păstrat, la 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 la. Păi nevestele din pe sate, an de an trebuie o date, la 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 la. Cât o-i și pe acest pământ, satul valeam să-mi cânt, la 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 la. Zii! Doamne ajută! Sărbătoarea să vă fie de folos, petrecere frumoasă, dragii mei! Leontina Pop vă mulțumește pentru cei 45 de ani din cariera mea artistică, pentru că dumneavoastră mă susțineți! Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult, doamna Leontina, v-am spus eu că e un bulgăre de energie întotdeauna prezentă. Dragii mei, cel din urmă moment de astăzi al ansamblului artistic profesionist Mureșul este o suită de jocuri din Sălaj, din Agrij, mai precis. Pentru dumneavoastră, corpul de balet al ansamblului artistic profesionist Mureșul.
pentru dumneavoastră, ansamblul artistic profesionist Beșul. Vreau să vă rog să ne dați un rând de aplauze pentru maestrul Zoli Bambo, maestru dirijor al orchestrei ansamblului artistic Mureșul, și pentru fiecare dintre oamenii ăștia minunați care stau acolo în orchestră și ne acompaniază pe toți. Mulțumim tare mult, respectele noastre. Ne plecăm în fața dumneavoastră pentru tot efortul pe care îl depuneți și pentru energia cu care veniți întotdeauna în fața publicului. Dragii mei, pentru că așa se cade și fiecare dintre evenimentele organizate aici în comunitate și nu numai, sunt realizate cu ajutorul oamenilor cu suflet mare, așa cum vă spuneam, am bucuria și în aceeași măsură onoarea să invit alături de mine autoritățile care ne-au fost mereu aproape. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, doresc să-l poftesc alături de mine pe domnul primar Iacob Valentin. De asemenea, aș vrea să invit alături de noi pe doamna prefect Mara Togănel. Este alături de noi și doamna Dumitrița Gliga, deputat PSD. Președinte PMP Marius Pașcan. Fost prefect, deputat, președinte al Consiliului Județean Mureș, iar în prezent este președinte al PNL Mureș, domnul Ciprian Dobre. Alături de noi este din nou domnul Iuliu Praja, director manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Și cu permisiunea dumneavoastră am să înmânez microfonul domnului primar, sau domnul primar este deja pregătit pentru alocuțiuni. Să-l invite și pe domnul subprefect. Bună ziua! Îi invit alături de noi și pe domnul subprefect Florin Pălășan. Bună ziua! Stimați invitați, dragi locuitori ai localității Toaca! Mă simt onorat și mândru să particip alături de dumneavoastră la acest frumos eveniment, la acest frumos obicei unic în România, care este udatul nevestelor de Rusali aici la Toaca, precum și la podul Odacului. Astăzi vedetele evenimentului sunt nevestele măritate în urmă cu un an, iar în acest an, prin excepție, sunt și cele măritate cu 2 ani și cu 3 ani, deoarece, datorită pandemiei, acest eveniment a fost întrerupt pe durata 2 ani. Ieri, în ziua de Rusalii, preoții din comună au ieșit la țarină și cu această ocazie au sfințit și apele curgătoare care trec prin această comună. Iar astăzi, tinerele neveste vor fi udate pentru a fi binecuvântate, să aibă copii mulți, frumoși și sănătoși. Vă doresc distracție plăcută. Programul este foarte complex, cu foarte mulți artiști și până seara târziu să vă distrați. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Aș vrea să o rog pe doamna prefect Mara Togănel să ne adreseze și dumneai câteva cuvinte. Da, mulțumesc tare mult, distinși invitați, doamnelor și domnilor. Vă salut și eu cu mare drag și mă bucur tare mult că această zi de sărbătoare ne regăsește din nou împreună. Vin și revin de fiecare dată cu mare plăcere aici în mijlocul dumneavoastră, pentru că, pe lângă faptul că este ceva special și ceva doar specific dumneavoastră, este și multă bunătate, este și multă bună credință și, da, cred că dincolo de atribuțiile care revin în calitate de onoranta funcție de prefect al județului Mureș, aceea de a fi la nevoie, cum am fost de fiecare dată în Hodac, când au fost situații mai puțin plăcute sau mai complicate, iată că e bine să ne întâlnim și la evenimente fericite, pentru că trebuie să ne ridicăm peste greutățile acestor vremuri și să găsim degajarea și să găsim bunătatea de a fi aproape unii de alții pentru cele ce vor veni. Să rămâneți la fel de încrezător, să rămâneți la fel de bucuroși în gândire și sinceritate. Felicitări, domnule primar, și să ne ajute bunul Dumnezeu ca astfel de evenimente să fie cât mai multe. Felicitări tuturor, Doamne ajută! Mulțumim frumos! Alături de mine, Dumitrița Gliga, deputat PSD.
Îi oferim și dumneavoastră cuvântul. Bună ziua tuturor! Înainte să vin în fața dumneavoastră, mi-a luat un interviu Alexandra Cotoi de la Ardeal TV și m-a întrebat ce o să le transmit eu în Parlament despre udatul nevestelor de la Hodac, ca obicei extraordinar de frumos și unic în întreaga țară și în întreaga lume. Și am zis că am să încep spunându-le că până aici democrație, de aici Hodac și Ibănești. Pe de altă parte, vreau să vă spun că vă felicit pe toți că sunteți implicați în promovarea tradițiilor, a dansurilor populare. Este extraordinar că toate comunele de pe Valea Gurghiului au ansambluri de dansuri populare, mai mult decât atât câte două la Solovăstru, două la Hodac. I-am cunoscut pe toți cu ocazia celor 13 ediții ale Balului Însuraților organizate la Reghin. Dar în primul și în primul rând trebuie să știți că eu venind aici nu mă simt ca acasă, ci sunt acasă, pentru că sunt de la Ibănești, de pe Valea Gurghiului, așa că înțeleg încăpățânarea, dăruirea și puterea de muncă a tuturor celor de pe această vale, pentru că, vedeți dumneavoastră, aici avem oameni gospodari cu care ne putem mândri la nivelul întregii țări. Și mai mi-amintesc în 2008 când am fost la festival pe Valea Gurghiului, aici la Funcel, și amenajam standul de dimineața până seara, ca a doua zi începea festivalul, de rivalitatea care era între Hodac și Ibănești, mai erau orgolii, inclusiv în campaniile electorale, între Toaca și Hodac, dar toate acestea duc numai la lucruri constructive și pozitive. Și mi-amintesc atunci la Funcel că seara târziu, abia când s-a făcut noapte, a scos Ibăneștiul coloana infinitului în fața căsuței și după ce s-a mai făcut un pic noapte, a scos și Hodacul, podul Hodacului, cu până aici democrație, de aici Hodac și Ibănești. Ce ne mai unește pe noi, cred, pe mine și pe dumneavoastră, este Paltinul. Și pentru că sunt la Toaca, nu pot să nu-i laud pe toți cei din acest sat, care sunt cunoscuți în afara granițelor țării pentru molidul și Paltinul de rezonanță deosebit pe care îl au și pe care îl distribuie pentru viori extraordinare fabricate în întreaga lume. Vă doresc să aveți o sărbătoare frumoasă, să udați cât mai multe neveste și de acum încolo, la podul Hodacului, așa cum ați făcut-o de sute de ani și de acum încolo. Și pe mine ați știut și până acum mulți dintre dumneavoastră unde să mă găsiți și sunt oricând la dispoziția dumneavoastră. Sărbătoare frumoasă! Mulțumim din suflet! Dăm acum cuvântul domnului Marius Pașcan. Bună ziua tuturor, oameni buni! Distinse oficialități, doamnă prefect, domnule președinte, domnule primar, doamnă deputat, domnule subprefect. Sigur, aș vrea să văd aceeași coeziune, aceeași atmosferă frumoasă în tot ceea ce se întâmplă în județul Mureș. Și asta să știți că depinde de noi toți. Dacă vom continua să promovăm patriotismul, ca reper identitar, această mândrie pe care o regăsesc la dumneavoastră de fiecare dată, care se vedește și în resurse. Întotdeauna Toaca și-a făcut propria manifestare și de data asta ați contribuit fiecare să o aveți, neașteptând ajutorul cuiva. Și asta spune mult, mai ales în aceste vremuri nefericite de criză economică, de război la granițe. Dar una peste alta, oameni buni, le-am spus și celor din Hodac, vă spun și dumneavoastră. Întotdeauna parcă ne măsurăm viețile trecându-le prin filtru altora, prin filtru greutăților economice, a necazurilor de zi cu zi, dar toate astea ne parcurg și parcă nu ne dăm seama, curg din viața noastră, din clipele noastre pe care nu ni le întoarce nimeni. De aceea, întotdeauna am pledat și vă spun și dumneavoastră, trebuie să găsim calea armoniei, a înțelepciunii, a înțelegerii noastre și poate că resurecția asta vine din valori. Valorile ferme, esențiale, care ne călăuzesc, spirituale, morale, credința în Dumnezeu, în tradițiile noastre, în port, în limbă și în tot ceea ce înseamnă rezistență în fața unui tăvălug al mapamondului general, de a uniformiza, de a lăsa lumea într-o singură, să zicem, cultură globală. Asta este tendința și noi vom reuși să ne păstrăm reperele naționale doar apărându-le. De aceea, oameni buni, vă îndemn să nu dăm vina mereu pe cei care conduc această țară, pe cei care vă reprezintă, fiindcă depinde și de fiecare dintre noi de a arăta ceea ce este pozitiv, de a ne înțelege, de a fi mai buni unii cu ceilalți.
cu o credință reală în bunul Dumnezeu, nu mimată, nu cu fățărnicie, nu cu ipocrizie, ci de a crede în bunul Dumnezeu și a ne iubi aproapele. Adică unul pe altul, noi românii, fiindcă adeseori atât de rău ne vorbim unii pe alții, încât nu mai trebuie să vină străinii să ne facă niciun rău, că ne facem singuri cel mai mare rău din lume. De aceea vă îndemn, oameni buni, rugați-vă bunului Dumnezeu să ne călăuzească, să ne de acea înțelepciune și vigoare națională de a ne regăsi pe noi unii pe alții și a reuși să rezistăm și a păși înainte. În rest, vă doresc ca întotdeauna sărbătoare frumoasă. În ultimii 15 ani m-ați văzut aici cu excepția celor de pandemie și voi veni întotdeauna de la tribună sau de lângă dumneavoastră să vă salut cu drag și cu respect și să vă spun că dumneavoastră îmi sunteți călăuze. Pentru oameni ca dumneavoastră merită luptat și să crezi în ceva călăuzitor. Doamne ajută, sănătate, numai bine și noroc! Vă mulțumim tare mult, Doamne ajută! Domnule Ciprian Dobre, vă rog să luați și dumneavoastră. Vă mulțumesc! În primul rând vreau să vă salut, în al doilea rând să-l felicit pe primarul dumneavoastră pentru sărbătoarea de astăzi. Cred că o știm cu toții, cred că lucrurile care se întâmplă la granițele României, pandemia care 2 ani ne-a ținut departe unul de altul, copii de părinți, frați între ei, nepoți de bunici și ne dădeam pungile cu mâncare lăsându-le pe toarta ușii sau pe clanță, ne fac astăzi să fim bucuroși. Ne fac astăzi să fim bucuroși. Și trebuie să mărturisesc în fața dumneavoastră că sunt foarte mândru și foarte fericit că sunt astăzi în sfârșit, după 2 ani, la Udatul Nevestelor. Udatul Nevestelor la Toaca a însemnat de cele mai multe ori acea tihnă și acea legătură cu pământul Transilvaniei, cu pământul care ne dă roade. Cred că portul popular și muzica populară de astăzi sunt cele care ne vor da forță să trecem peste toate. Cred că astăzi ne dăm seama cât de important este să avem rădăcinile foarte adânc înfipte în pământ. Astăzi, poate mai mult ca altă dată, venim în fața dumneavoastră să ducem un mesaj de unitate. Și în fața dumneavoastră astăzi se află atât doamna prefect, cât și doamna deputat, împreună cu domnul primar, cu domnul președinte. Cred că singurul mesaj al nostru este acela că suntem în slujba dumneavoastră și că trebuie, și foarte rar folosesc acest verb, trebuie să nu uităm să fim români, să nu uităm despre ceea ce ne unește. Cred că astăzi, prin sărbătoarea dumneavoastră, ați demonstrat încă o dată un lucru foarte important, și anume acela că respectați și vorbiți frumos despre tot ceea ce este România. Această parte de România, și anume Toaca, este o parte de România frumoasă, cu cei mai harnici și cei mai frumoși oameni. I-am văzut pe copiii și nepoții dumneavoastră care sunt dispuși să ducă românismul mai departe. Astăzi, o zi frumoasă, a doua de Rusalii, este și 13 iunie și la 13 iunie 1990, acum 32 de ani, cel puțin 1000 de tineri studenți din București erau bătuți cu bestialitate de minerii chemați de președintele României de atunci, de comuniști, să-i corecționeze pe cei care se strângeau câte 50.000 în fiecare seară în piața universității să strige mai bine golan decât comunist. Voi cei de pe Valea Gurghiului cunoașteți lupta cu comunismul și lupta anticomunistă.
Cred că un moment în această sărbătoare le datorăm și acelor tineri din 1990, care nu și-au dat viața și alții au îndurat ciomegele și furtunele hidraulice pline cu bile de rulment pe spatele lor ca să strige jos comunismul din România. Cred că toate acestea fac parte din istoria noastră, mai mult sau mai puțin recentă, despre care trebuie să vorbim cu curaj. Așa cum cu curaj astăzi voi, noi toți, vorbim despre udatul nevestelor în această, poate cea mai frumoasă parte a României, toaca. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ajute pe toți, să ne vedem cu bine la anul. Doamne ajută! Mulțumim tare mult, domnule Iuliu Praja. Preacucernici părinți, distinse oficialități, oameni buni, în calitate de manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, care are în subordine promovarea culturii tradiționale și a obiceiurilor, vreau să vă asigur că oficialitățile aici de față întotdeauna au susținut cultura, iată ca dovada faptului că și astăzi sunt aici. Au susținut cultura, obiceiurile și tradiția și spun asta în urma relaționării pe care au avut-o cu instituțiile de cultură și pentru care trebuie să le mulțumesc. De asemenea, trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră, oameni buni, și cu permisiunea distinselor oficialități și a dumneavoastră, ca manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, dorim să pecetluim prin oferirea unor diplome, trecerea noastră pe aici, oferind diplome unor oameni deosebiți care, iată, au contribuit la realizarea acestui eveniment. Și cu permisiunea dumneavoastră și evident cu aplauzele noastre puternice, doresc să o invit pe doamna Lucica Hărșan alături de noi pentru a înmâna o diplomă. Și spune așa, se înmânează diplomă de excelență a ansamblului folcloric Toaca Văii Gurghiului Mureș pentru întreaga activitate depusă în conservarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial a Văii Gurghiului și pentru reușita evenimentului cultural Udatul Nevestelor la Toaca. Încă o dată merită aplauze doamna Lucica Hărșan. Și de asemenea, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-l invit alături de noi pe domnul consilier Farcaș Mihai, pentru că dumnealui are o surpriză, un cadou minunat. Astăzi, surprizele se țin lanț. Bună ziua tuturor, dragi toceni, hodăceni, dubișteni, bună ziua tuturor celor prezenți la acest eveniment unic în România, Udatul Nevestei. Mă bucură că astfel de tradiții și obiceiuri își găsesc și astăzi locul în datinele practicate în zonă și, dincolo de patriotismul local și mândria de a fi român, îmi doresc să ne vedem la cât mai multe astfel de evenimente, voioși și sănătoși. Și cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să-i înmânez domnului primar, și căruia îi mulțumesc pentru invitație, un mic dar al prețuirii domniei sale, o icoană cu Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, simbol al faptului de a duce la îndeplinire toate obiectivele setate și de a face față tuturor provocărilor de pe parcurs. Cu multă considerație și respect, prieten și camarad alături de noastră în drumul setat. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mulțumim domnului consilier. Mai avem două diplome și îl invit pe domnul Ioan Cristian Țăran, căruia îi se oferă diplomă de excelență pentru întreaga activitate depusă până acum în slujba cântecului popular și în promovarea și valorificarea folclorului autentic românesc al județului Mureș prin activitățile pe care le desfășoară și prin promovarea lor în televiziune. Și nu în ultimul rând, celei care este anfitrionul acestui eveniment, care astăzi toată ziua vă va ghida printre momentele culturale și prin desfășurarea acestei tradiții, Udatul Nevestelor. Mulțumesc! Anca Ipranea. Iată că emoțiile spun cuvântul. Vă mulțumesc!
Mulțumim din suflet tuturor pentru dăruire și implicare. Întotdeauna ați fost alături de noi și sunt ferm convinsă și eu și domnul primar și toată lumea prezentă aici și toți cei care ne privesc din fața televizoarelor că veți fi în continuare alături de cultură și tradiție. Mulțumim! O zi minunată să aveți!